prea fericitul Daniel vrea salarii mai mari pentru personalul neclerical. Dar de unde mai mulți bani? Din bugetul de stat, desigur. Doamne ajută rău la nimeni să fie sănătoase doamnele de la lumânări, șoferii și alți angajați din unitățile de cult din țară. Patriarhul vrea ca personalul neclerical al cultelor recunoscute din țară să beneficieze de salariul minim pe economie. Asta înseamnă să intre, domne, și oamenii ăia în rândul lumii laice din punct de vedere financiar. Pe lângă asta a mai solicitat și majorarea de la 30 la 40% a ponderii posturilor clericale pentru care se acordă sprijin de la bugetul de stat în cuantum de 80%. Și sunt convinsă că cei care muncesc, mai ales cei din mediul rural, nu se scaldă în banii primiți din cutia milei și sunt obișnuiți cu un trai simplu și lipsit de opulența orbitoare, spre deosebire de mai marilor, care tot din banii noștri trăiesc și, Doamne ferește, să renunțe la ceva din ce le-au dat bunii credincioși plătitori de taxe din țara asta.